Sunt Cătălina Molodoi, reprezint astăzi Ecopresa și o să discutăm despre soare. În acest live vom discuta despre tehnologiile pe care ni le oferă despre tehnologiile pe care le utilizăm pentru gospodăriile noastre care ne aduc diverse beneficii. Suntem împreună cu Vladimir Ursu, este expert în eficiență energetică și directorul Asociației Renaștere Rurală. Bună ziua, Vladimir! Da, bună ziua la toată lumea! Vreau să vă prezint aici câteva inovații pentru Republica Moldova, care putem să le utilizăm în gospodăriile casnice. Și prima inovație pe care aș vrea să o menționez este această instalație care o vedem pe acoperișul la clădirea dată. De fapt, noi ne aflăm la un eșantion unde noi experimentăm acum la moment câteva tehnologii. Vă rog să atrageți atenție la acest dispozitiv. Noi aici avem radiația solară, noi observăm că avem, practic nu este soare, da? Este 83, 82, 85 de watts pe metru pătrat. Atrageți atenție, absolut nu este soare, dar instalațiile noastre funcționează chiar și în așa circumstanță. Ba, este chiar destul de frig afară. Da, într-adevăr, este destul de frig afară și este o soluție pentru acei cetățeni ai Republicii Moldova care și-au pus ca obiectiv să reducă din consumul de energie termică pe perioada de iarnă. Da? Noi avem experimente făcute toată iarna aceasta. De fapt, am avut trei instalații de astea în diferite ipostaze pe care le-am verificat. Și la moment acum pot să vă spun că în luna decembrie o gospodărie a achitat la 6.000 de lei pentru gazele naturale care au fost livrate având încălzirea prin cazan pe gaz. Centrala termică se pornește și se cuplează și se decuplează de la un senzor de pe perete, avem un termostat, deci după ce noi am montat instalația noastră, s-a redus consumul gazului în luna ianuarie de la 6.000 la 2.000, având același confort termic. Da? Nu uitați că în luna ianuarie am avut minus 12, minus 14 și nicătând la aceasta, instalația noastră a funcționat și avem niște rezultate destul de frumoase. Da? Dar aș vrea un pic aș vrea să facem așa o generalizare, dar ce fel de echipamente există pe care noi putem să le instalăm acasă? De exemplu, panouri fotovoltaice, colectoare solare, foarte multă lume confundă panourile cu colectoarele, ce sunt astea, nu știu, ce mai poate fi? De fapt, aici avem câteva mostre demonstrative care le-am pregătit special pentru cetățenii care vor să le vadă. Avem așa o instalație destul de inovativă, vă rog să atrageți atenție, sunt panouri fotovoltaice. Panourile date fotovoltaice, de fapt, este un sistem pentru balcon, da? Sau, dacă cineva nu dorește să perfecteze actele, să caute soluții, să meargă la Premier Energy sau la Red Nord pentru a obține acele avizuri de racordare. Nu vrea să-și facă un parc mare fotovoltaic, dar vrea să aibă o autonomie, să reducă din consumul său de energie. Atunci noi le propunem așa un kit. Da? Avem aici două panouri, în total avem un kilowatt de energie, da? Și avem un microinvertor. Da? Cel mai important în acest loc este această conexiune. Vă rog să trageți atenție, noi îl conectăm la microinvertor, aceste cabluri noi le conectăm la panourile solare, iar aceasta merge direct în priză. Adică în priza existentă din apartament sau din casă. Și atunci noi livrăm această energie pe care o producem în rețeaua noastră internă, iar înainte de contor noi punem un separator ca să nu plece energia în rețea, deoarece contoarele de ultimă generație taxează toate aceste lucruri, da? Și dacă nu vom avea acel separator, atunci evident că el ne va taxa și energia care noi o vărsăm în rețea. Este la fel de puternic ca și panourile obișnuite pe care le cumpărăm? Păi sunt panouri obișnuite, doar că este o tehnologie mai avansată. Mai mult ca pe atât, la acest microinvertor noi putem să
adăugăm până la 4 panouri, da, ele sunt de 2 panouri, de 4 panouri, respectiv putem să obținem aproximativ 2 kW de energie, care vor merge în rețeaua noastră internă și putem să-i adăugăm și acumulatoare. De exemplu, așa un sistem va costa undeva la 700 de euro, da, la moment, cu aproximație, plus minus, în dependență de solicitarea beneficiarului. Da? Ce nevoie ar putea acoperi, iată, aceste două panouri? Aceste două panouri vor putea acoperi parțial energia pe care dumneavoastră o consumați zi de zi. Adică televizorul, sigur că încărcarea telefoanelor, iluminatul în casă și multe alte... Frigiderul? Frigiderul, da, mașina de spălat probabil că nu, deoarece avem doar un kilowatt. Sigur că dacă noi dimensionăm această stație mai mare, atunci vom avea posibilitatea și mașina de spălat. Iar dacă mai adăugăm acumulatoare, atunci noi avem o autonomie de câteva ore sau chiar o zi, două. Se poate de dimensionat această stație adăugând câteva invertoare de acest tip. Da? Este o inovație, să-i spunem. Da? Alte inovații pe care o avem aici, avem câinipa industrială. Ea nu e despre soare, dar tot e despre eficiență energetică. Într-adevăr, este un termoizolant foarte și foarte bun, un termoizolant care poate să ne facă și un confort termic, dar și are capacitatea de a absorbi excesul de umiditate din încăpere și să-l cedeze la necesitate. Avantajul este că față de vata minerală, de exemplu, acest material poate să absorbe până la 30% de umiditate, fără ca să-și piardă calitățile sale. Plus, este un material destul de dur. Noi am fost nevoiți ca să-l importăm în Republica Moldova, din România. El, procesarea, creșterea câinipii industriale în țările vecine este permisă. În Republica Moldova necesită doar de ajustat legislația. Eu nu vorbesc de legalizare, din motiv că ea nu este ilegală, deoarece este câinipă industrială. Și THC-ul, tetrahidrocannabinoidul care se conține în el, este foarte și foarte redus. Practic este imposibil să extragi această soluție din el. De capacitățile lui este o bună izolare fonică. Noi putem să facem tencuială pe interior. Asta vom avea și un confort termic, deoarece pierderile de temperatură sunt 0,3 și 0,5 W pe metru pătrat. Poate să varieze până la 0,3 și 13 W, da? 0,13. Bănuiesc că este cam scump. Nu este scump. De exemplu, în Ucraina se construiesc așa case, preponderent vreo 5-6 case pe an se construiesc din acest material și pot să vă spun că este mai ieftin decât o casă tradițională la ei, deoarece ei o pot procesa, o pot crește. Noi suntem nevoiți să o importăm. Am întâlnit și dificultăți la import, deoarece am făcut în premieră acest lucru anul trecut, chiar și am construit o casă din câinipă industrială la una din pensiuni ca un proiect demonstrativ. Este probabil acest an, în acest an noi vom da va fi dat în exploatare. Acum suntem la etapa când se acoperă cu stuf. Da? Așa a văzut arhitectorul proiectul dat. Ea se livrează de obicei amestecată cu var și argilă, mai mult nu este nimic în el. Da, desigur. Doar că o să vă murdăresc puțin de la varul dat. Pe lângă capacitățile sale, ea respinge rozătoarele, deoarece este o... pH-ul este foarte mare și atunci rozătoarele nu intră în ea, da? Ea respinge țânțarii și toate alte vietăți sau insecte, lor nu le place acest amestec, da? Practic este un material fenomenal, din el se poate de construit case și se poate de izolat casele existente, da? Înțeleg, asta este un fel de viitor al izolării locuințelor? Desigur, este un material care merită atenția. Noi l-am scos în evidență și
sper eu, că în viitorul apropiat vor apărea case construite din cânipă industrială. Casele date sunt aproape cu consumul zero. Practic, putem să vorbim de casele pasive, da? Sau să ne apropiem de ele. Dacă să combinăm toate aceste tehnologii, atunci noi putem să obținem o eficiență energetică foarte și foarte bună. Pentru consumatorii casnici, da, preponderent în mediul rural, de ce nu, ei pot să-și termoizoleze încăperea sau casa pe interior, poți să monteze câteva panouri fotovoltaice, iar floricica de pe tort este această instalație care o vedem noi aici sus, este în regim de testare și instalația dată ne dă posibilitate ca să ne încălzim încăperea. Noi foarte mult ne-am gândit cum putem să utilizăm această energie termică pe perioada de vară și am găsit câteva soluții. Deja lucrăm asupra unui uscător de lemn scândură care va fi uscat anume cu ajutorul acestui flux de aer fierbinte și totodată vrem să facem și un uscător de fructe legume. Ca să înțelegeți, el consumă 7 zile. Asta este un colector solar. Da. Este un colector solar pe bază de tuburi vidate. Tuburile vidate nu sunt de tip heat-pipe, U-pipe, ele sunt goale în interior. Și acesta este cel mai mare avantaj. Primordial, ele erau pentru încălzirea apei calde menajere, iar noi le-am prefăcut pe ele ca să încălzim aerul. Și rezultatele au fost destul de palpabile. Noi, din păcate, le-am adus foarte târziu, deja era primăvară și am prins câteva zile cu frig, da? Nu erau geroase, dar erau temperaturile scăzute. Aproximativ vreo 9-8 grade era afară, interior erau la vreo 14-15 grade, iar instalația dată ne propulsa 90 de grade stabil temperatura, aproximativ la 200 de metri cubi. 200 de metri cubi la temperatura de 90 de grade, care noi le dădeam în interiorul încăperii, corespunzător, dacă va lucra această instalație timp de 10 ore, atunci noi vom folosi maxim 2 lei. Eu nu cunosc alte tehnologii care cu 2 lei poți să-ți încălzești casa. Cred că sunt rezultate destul de palpabile. Acum hai să ne gândim practic. Eu am o casă și am un cazan cu pe gaz. Da. Dacă îmi instalez așa un panou, un colector, cum pot să combin? Pot să combin cazanul cu... Desigur, foarte simplu se combină dacă noi avem, de exemplu, un termostat în încăpere care dirijează lucrul centralii noastre termice, atunci, ziua, când noi nu suntem acasă, suntem plecați la serviciu sau noi încălzim această încăpere, noi nu vom avea pierderi pe ziua aceea, dar vom încălzi încă încăperea, iar seara, dacă casa nu este mare, probabil încă va fi necesar ca să facem ventilare, să deschidem geamurile, dacă nu avem o ventilare cu recuperare atunci, da? Și atunci cazanul nostru se va porni pe la 2-3 noaptea, deoarece pereții sunt încălziți, noi avem o masă critică, adică tot ce este în încăpere, pereții, tavanul, podelele, ele vor fi calde, da? Și vor ceda încet această temperatură. Astfel, noi vom reduce până la 50% din consumul gazelor naturale, da? Sau alte surse care noi o avem. Da, noi putem să folosim și aceste colectoare solare, da? Dacă ne apropiem aici, pentru încălzirea apei calde, da? Vă rog să trageți atenție, ele stau montate aici la casă dată deja peste 10 ani de zile și este un sistem pasiv sau un sistem termosifon. Da? Ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că noi nu avem aici niciun senzor, noi nu avem aici nicio pompă, stație de pompare. Ea lucrează absolut natural de la soare. Datorită faptului că panourile se află mai jos, iar cum vedem noi acolo, boilerul se află în interior mai sus. De ce? Noi toți cunoaștem din fizică, de la lecțiile de fizică, că dacă luăm o soluție și o încălzim, atunci ea se dilată, astfel devine mai ușoară față de cea care este rece, da? Și atunci avem un circuit natural. Este soare, încălzește. Nu-i soare, nu încălzește.
Ea este rezistentă și timp de iarnă și este o soluție destul de bună, care funcționează mult timp, nu necesită întreținere, practic de fel, și este destul de eficientă. Din primăvară până în toamnă, eu vă garantez că veți avea apă caldă menajeră, fără a cheltui un leu pentru asta. Dacă vreau una de asta, pot să o confecționez singură? Desigur, dumneavoastră puteți confecționați singură acest panou. Dacă intrați pe site-ul sau pe pagina noastră de Facebook, veți găsi și acele scheme cum puteți să o construiți. Undeva vreo 10-15 ani în urmă noi le construiam chiar din metal negru și avem chiar și o instalație care funcționează deja de vreo 13 ani din metal negru. Da? Toți îmi spuneau că nu este rezonabil, nu va fi posibil, nu va funcționa, va degrada în timp. Noi am demonstrat că nu degradează în timp. Dar este mai simplu ca să procurați așa un panou, el costă undeva la 5.000 de lei. De ce nu? Noi putem să vă ajutăm sau nu ezitați, puteți să ne întrebați, telefoanele noastre sunt disponibile și noi putem să vă oferim o consultație cum să-l montați. Desigur, un lucru important este ca ele să fie expuse razelor solare, să fim în partea de sud și să avem acest spațiu în dosul casei noastre sau undeva ca să nu ne afecteze. Da, cam așa stau lucrurile cu această instalație. Dacă este iarnă, eu am un boiler, să admitem, acasă, da. Și am și astfel de colectoare, panouri. Da. Deci este iarna, s-a făcut frig, nu, ele nu mai aduc căldură. Există din nou posibilitatea să combinăm boilerul cu, cu panourile? Sigur. Noi, pentru acest lucru, noi trebuie să avem un boiler cu serpentină, dar cel mai bine să avem un boiler cu două serpentine. Serpentina care este mai mare, de obicei cea de jos, noi dăm prioritate și o conectăm la colectoarele solare, iar a doua serpentină putem să o integrăm în sistemul nostru de încălzire dacă avem calorifere și circulă apa fierbinte prin el. În așa mod, noi vom avea anul împrejur la un preț destul de rezonabil apa caldă menajeră, iar dacă nu avem această posibilitate, adică nu avem o centrală termică, atunci simplu la un boiler cu o serpentină, ele de obicei includ și un ten electric, da? Care la fel ca și oricare boiler ne asigură cu apa caldă menajeră fără careva probleme, da? Adică este o schemă perfectă. Pot să menționez că Asociația Obștească Renașterea Rurală activează deja de 15 ani, peste 15 ani și chiar în statutul asociației este că noi ne vom ocupa cu problemele legate de sursele alternative de energie. Ceea ce o facem, o facem cu brio, avem mai multe inovații, avem mai multe proiecte implementate. Și aici noi putem să venim cu multe soluții care nu sunt costisitoare. Accentul noi l-am pus anume pe preț și rentabilitate sau accesibilitate. Toate aceste tehnologii sunt accesibile, puteți să le montați singuri, noi putem să vă ajutăm, puteți să le procurați. Noi avem soluții anume pentru consumatorul final din mediul rural de Maxat. Acum eu am o întrebare. Există deci această posibilitate și există colectoarele solare care sunt pe acoperiș. Da. Dacă m-ar preocupa mai mult partea estetică, cred că eu aș opta pentru acoperiș, pentru că ele cumva ocupă și spațiu din curte și nu neapărat sunt foarte estetice. Diferența este în preț? Da, diferența este în preț. De exemplu, dacă noi le montăm pe ele pe acoperișul casei, atunci avem nevoie de o stație de pompare care costă aproximativ la 20-25 de mii de lei. Noi avem nevoie de un controller care să dirigeze cu acest proces și noi consumăm electricitate. Sigur că aceste soluții sunt energetic eficiente și noi minimal consumăm electricitate, dar sunt careva dificultăți și de montare, adică trebuie să aveți abilități, iar în cazul de față, oricare poate să o instaleze. E posibil. Prețurile variază cu mult. De exemplu, va fi nevoit ca să scoateți dublu sau triplu din buzunar ca să faceți o instalație. Probabil din acest motiv și nu sunt populare aceste colectoare solare ca în alte țări, cum ar fi Grecia, Turcia, unde toți consideră că este mai mult soare. Pot să vă menționez că noi avem la 280 de zile însorite pe an
Și eu vă garantez că între aceste 280 de zile noi vom avea apă caldă menajeră, încălzită de la soare, 100%, mai mult ca pe atât. Nu uitați că noi avem un boiler, adică avem un bufer unde noi acumulăm apa fierbinte și putem să folosim a doua, a treia zi. Chiar dacă 2-3 zile noi nu avem soare, oricum apă caldă va fi. Înțeles. Haideți să mai vedem ce mai... Am văzut că mai aveți instalații acolo. Da, aici mai avem încă o instalație, ceea ce am vorbit eu de tuburile vidate, doar că este o altă modificație, da? Noi vedem un colector solar, adică un manifold, unde stau deja vertical aceste tuburi vidate, care vă garantez că chiar și acum, fără soare, ele nu ne degajă o temperatură de până la 30 de grade, în el se încălzește, da? Iar dacă îl cuplăm cu așa un motor, da, un ventilator, care ne va mișca acest aer, apropo, el consumă foarte și foarte puțin, da, chiar să ne uităm la el, avem aici consumul de 48 de watt și vedeți că debitul este de 540 de metri cubi pe oră, da? Păi, în așa caz, eu pot să vă garantez că, sigur că vom avea careva pierderi pe traseu, dar la vreo 300 de metri cubi de aer fierbinte, noi putem să-l propulsăm în interiorul încăperii. Este foarte simplu de utilizat, poate să-l strângă chiar și o persoană fără careva abilități, doar că să fie atenți cu tuburile acestea. Da? El funcționează în felul următor, în interior mai sunt niște tuburi care din această țeavă, noi aici conectăm fluxul de aer rece, da? Îl transmite până în capătul tubului, el se încălzește venind înapoi și aici noi le colectăm între aceste două țevi. Corespunzător aceste două țevi vor fi aer fierbinte care noi putem să-l dăm în încăpere. Putem să-l despărțim în două odăi, de exemplu, într-o odaie și a doua. Și asta nu este nevoie să-l instalăm pe acoperiș? Nu este nevoie să-l instalăm pe acoperiș, putem să-l instalăm la sol, pe acoperiș, pe fasada clădirii, deoarece tuburile sunt, cum vedeți, pot să capteze din orice direcție a soarelui, doar că să ținem cont de ca să fie instalate spre sud. De unde facem rost de așa ceva? Este dificil făcut rost de așa ceva, trebuie să vă adresați la noi și atunci noi putem să vă ghidăm. Faptul că noi le-am adus la comandă, le-am adus la comandă din China și am fost inițiatorii acestei inovații, deoarece în timpul pandemiei am construit câteva colectoare solare. Dacă intrați pe YouTube sau pe internet, puteți să găsiți o sumedenie de scheme cum putem să facem colectoare solare simple, din gofre sau de aluminiu sau din alte materiale. Doar este o ladă care este izolată foarte bine, are o sticlă și raze solare pătrund, înfierbântând tabla sau ce avem noi acolo în interior. După instalația la acel colector solar și peste 3 luni de zile de exploatare pe timp de iarnă, am întrebat beneficiarul dacă este mulțumit. El ne-a spus că, știți, nu sunt prea mulțumit, din motiv că eu plec la serviciu când vin seara acasă, maximum un grad două s-a încălzit în încăpere. Atunci eu l-am întrebat, spuneți-mi, vă rog, dar ați deschis ușa la încăperea dată unde noi l-am montat? El spune că da, desigur, doar lucrează instalația care a spus-o și de ce să nu se încălzească și în coridor, da? Adică în hol. Astfel noi am mărit la peste 50 de metri încăperea care trebuie să o încălzim. La întrebarea mea, dar centrala termică o deconectează când pleci la serviciu? El zice că da, desigur, doar lucrează instalația care ați spus-o. Păi atunci eu îi spun, uitați-vă, dumneavoastră, deconectați încălzirea pe timp de iarnă, plecați la serviciu, când veniți seara, nu s-a răcit în casă, dar s-a încălzit cu un grad două. El spune că știți, chiar nu m-am gândit la acest lucru, mai vreau încă unul, noi am montat două apoi. Iar peste un timp oricare ne-a venit o idee să folosim aceste tuburi, din motiv că ele au o capacitate de 93% de captare a razelor solare. Cum am menționat, noi avem, nu e că acum radiația solară este la peste 100 de watts pe metru pătrat, corespunzător undeva la 90 de watts, fiecare tub de acesta ne va da. Adică poate să o capteze și să o transformă din raze ultraviolete, lucrează chiar pe bază la razele ultraviolete, în energie termică. Da?
Și atunci am găsit o soluție să facem comandă de această instalație din China. Ei ne-au ajutat, inginerii lor au mai modificat-o și am avut trei prototipuri anul trecut care le-am verificat în diferite ipostaze. Acum, la moment, deja aceasta este a doua versiune, iar pe acoperiș o vedeți pe a treia versiune, acolo stau tuburile altfel, da? Nu sunt orizontale, dar sunt verticale. Noi toate aceste instalații le monitorizăm și sper ca oamenii să le utilizeze în gospodării. Prețul la așa o instalație ajunge la 24.000 de lei la moment, din motiv că este destul de dificil să le importi de peste hotare. Din păcate, așa tuburi noi nu putem să le producem aici. Ce ține de manifold, da, noi putem să le producem aici pe loc. Construcția nu este absolut deloc complicată. Care e durata de viață și în cât timp recuperăm investiția? Durata de viață, noi estimăm la vreo 20-30 de ani, tuburile vedate vor lucra chiar și mai mult, până la 50 de ani, cred că nu au nicio dificultate. Pot să fie deteriorate doar dacă aruncăm cu o piatră sau intenționat. Da? Ele nu suntem de grindină, nu suntem de vânt, absolut condițiile climaterice nu le afectează, ele sunt vedate, este vid în el. Și ele se folosesc deja de zeci de ani de zile pentru încălzirea apei calde. Corespunzător, ele sunt testate. Iar această instalație, nu, probabil 10-20 de ani ar trebui să ție, încă nu știm, din motiv că nu le-a exploatat nimeni. Sigur că colegii noștri din China ne dau niște cifre foarte, foarte plăcute, promițătoare. Dar vom trăi și vom vedea. Dar ați estimat aproximativ în cât timp scoateți investiția? Este foarte greu să estimez în cât timp scoți investiția. Asta foarte mult depinde bine izolată, atunci evident că ea se recuperează cu mult mai rapid. Noi putem să injectăm în interiorul încăperii foarte mult aer fierbinte, dar dacă avem fisuri, dacă casa nu este izolată, atunci degeaba facem acest lucru și el nu va fi niciodată răscumpărat, doar vom cheltui bani pentru a încerca să-l încălzim. Iar eu dacă, aș putea, da. Dacă avem o casă izolată, atunci, cum am menționat, adică 2, 3 până la 4 mii de lei pe lună noi putem să economisim pe perioada de iarnă. Corespunzător, putem să estimăm în cât timp el se recuperează. Iar dacă noi vom reuși să facem acel uscător de fructe, da, sau atunci el are utilizare și pe timp de vară, și chiar îndemn cetățenii cu interesați să mă contacteze, poate au idei, putem împreună să facem careva estimări, experimente, să cercetăm. Eu acum am calculat dacă sunt 2.000 de lei pe lună, să zicem, economie și el costă 24.000, deci cam într-un an îmi... Nu este într-un an, deoarece perioada de vară el nu va funcționa, noi pur și simplu îl vom scoate din priză. Pot să vă asigur că nimic absolut nu se va întâmpla cu el, cu toate că temperatura se ridică până la 140 de grade, noi deja am testat, iar perioada de iarnă noi am avut zile când el ne injecta în casă o temperatură de 90 de grade, adică în zilele însorite, ceea ce este un rezultat foarte și foarte bun. Noi putem să intrăm în casă, să vedem, în primul rând e frig, da. Și hai să vedem dacă el încălzește casa utilizând soarele care este acum. Da, soare practic nu este, vă rog să atrageți atenție la acest lucru. Am mâinile vinete de frig. Da, vă rog mult să intrăm. Ui. Может, спон кого другой вопрос? Аша. Deja suntem în interior. Vreau să menționez că avem aici două animostate, da? Ce sunt astea?
Acesta este o grilă pe care noi luăm aerul din încăpere, îl trecem prin colector, iar aici jos noi deja propulsăm aerul cald în încăpere. Am aici un termometru digital, chiar vreau să facem un test, da? Pot să vă arăt că avem 18,3 grade în încăpere, iar aici avem un senzor care ne arată că sus avem aproximativ la 26-28 de grade, că 30, da, variază. Și acum vom vedea unde? Sus în interiorul colectorului solar, da? Avem un senzor acolo. Și aici vom vedea acum la ce temperatură ne degajă la moment, da? Punem termometru. Menționez că noi suntem la o casă unde nu sunt finisate lucrările, țava nu este izolată, deoarece vrem să instalăm și uscătorul de fructe aici și lucrăm asupra lui acum. Deja avem la 20 de grade, da, chiar se simte călduț. Acum vom vedea care va fi temperatura finală, da? Asta în lipsa soarelui. Asta în lipsa soarelui. Menționez că soare nu este. O să-l pun aici jos, da? Și vreau să vă arăt și instalația colectorului solar pentru apă caldă. Acesta este partea de interior. Dumneavoastră ați văzut afară cum stau două colectoare solare care sunt conectate la un boiler de 100 de litri. Noi avem 100 de litri de apă caldă. Evident că aici locuiesc oameni, nu este proprietatea mea, doar proprietarul ne-a permis ca să facem aceste experimente la el acasă. Și menționez că ea funcționează de peste 10 ani. Avem și un vas de expansiune acolo improvizat sus, cum era atunci. Am folosit cele mai ieftine țevi din propilen, da? Iar în instalații noi avem propilen glicol, deoarece această soluție este destinată anume pentru colectoarele solare de apă caldă. Ea este inofensivă pentru sănătatea oamenilor, chiar și dacă se va infiltra în acel boiler, în apă, și noi o vom consuma, nimic bun nu o să fie, dar nu ne vom otrăvi 100%. Până la câte grade aproximativ poate să ridice temperatura apei? Acum, cât e frig afară? Acum, cât e frig afară, el nu funcționează, din motiv că avem nevoie de o radiație solară mai puternică și aici nu avem temperatură înaltă, dar perioada din primăvară până în toamnă, la 60-70 de grade, noi permanent avem apă acolo. Cel puțin la 40 de grade, în zilele când sunt înnourate, soarele apare, dispare. Da? În dependență de radiația solară, noi avem și temperatură. Dar să vedem totuși, să ne întoarcem la acel colector, iacă deja avem 26 de grade, ea încă crește. Menționez că soare nu este și este un rezultat destul de bun în așa caz. Dacă ar fi soare, cât s-ar fi ridicat acum? Dacă ar fi soare, s-ar ridica la temperatura de 80-90 de grade cu certitudine, dar vara sigur până la 120 de grade se ridică. Este o tehnologie care merită să fie implementată în Republica Moldova, deoarece noi toți cunoaștem situația energetică și cunoaștem că noi practic toate resursele noastre le importăm de peste hotare. Evident, banii pleacă din țară. Având așa o instalație, sigur că gospodăria va economisi și acei bani nu vor pleca peste hotare, dar vor fi investiți în economia țării. Aici, practic, doleanțele noastre și a noastre și a clienților noștri, adică a beneficiarilor din mediul rural și a guvernului nostru, toate corespund. Aici, taman, avem ceea ce ne trebuiește. Da? Noi avem soluții, sper că oamenii să fie receptivi, să implementeze, putem să-i ghidăm și să le dăm careva informații de care au nevoie. Hai să trecem în revistă mai multe tipuri de tehnologii. Da? Deci eu încep cu colectoare solare. Colectoare solare. De câteva tipuri. Da, de câteva tipuri. Ele sunt și tubulare, sunt și... Uitați-vă, noi la colectoarele solare, care anume am optat pentru tuburile acestea vidate, deoarece ele nu sunt de tip heat-pipe, U-pipe, adică nu au o soluție în ea, și mulți s-au dezamăgit de cele colectoare solare, tubulare, din motiv că iarna ele nu întotdeauna funcționează.
ca ele să înceapă să funcționeze, este nevoie de 10-15 minute de radiație solară puternică ca să înceapă procesul, da? Dacă noi timp de o zi avem soare, dar nu este suficient, el nu se pornesc. În cazul nostru, tuburile vidate sunt de alt tip și ele se pornesc chiar și când nu este soare, ceea ce pot să demonstrez acum, da? Alte tehnologii, uitați-vă, dacă clipă noi... tot cu colectoarele solare. Deci colectorul solar este ca un fel de boiler, da, pe care, care adună... Da, colectorul solar din denumire colectează razele solare și transformă energia solară în energie termică în cazul nostru, da? Astfel încălzește apa printr-un schimbător de căldură sau poate să fie la direct. Următoarea tehnologie care putem noi să o folosim, cred că sunt panourile fotovoltaice. Da, aici tot avem careva restanțe, da? Pe timp de criză, consider că guvernarea noastră a luat o decizie destul de corectă, dar nu este populară pentru societate, din motiv că s-au investit mult în parcurile fotovoltaice mari, iar acum mulți nu pot să obțină acele avizuri de racordare și sunt nevoiți să găsească soluții. Noi avem soluția, da? Cum am menționat, adică putem să facem o stație autonomă care să funcționeze în tip hibrid, da? Adică, dar putem chiar să evităm tipul acesta hibrid, să nu avem careva avizuri de la Premier Energy sau Red Nord, e posibil să supere pe mine, dar asta este. Și atunci noi putem să-i oferim consumatorului o autonomie. Plus la aceasta, el nu va avea facturi. Sau scoatem facturile practic la zero. Chiar și iarna? Chiar și iarna. Depinde de calculele care trebuie făcute primordial și este important ca persoana să fie conștientă că acesta este pentru scop propriu, pentru a compensa cheltuielile pentru facturile lui. Adică nu poate să facă business pe acest lucru. Alte tehnologii... Desigur că pompele de căldură, este aer-aer sau aer-apă, sunt destul de benefice pentru țara noastră, ele funcționează foarte bine, dar și aici, dacă luăm la o pompă de căldură și investim puțin și punem o instalație de aer cald, un colector solar, atunci vă dați seama, jetul de aer, dacă îl pornim spre acel absorber sau radiator care stă afară, noi putem să reducem de 2-3 ori consumul de energie. Și aici iarăși avem un beneficiu. Nu am experimentat încă, dar calculele arată că este un lucru foarte interesant. Chiar că lucrăm cu unul din ingineri și urmează să testăm pe perioada de iarnă și acest lucru. Alte tehnologii, uitați-vă, dacă noi combinăm parcul fotovoltaic cu pompa de căldură, atunci putem scoatem facturile la zero. Chiar și pentru încălzire, răcire, consumul intern a energiei electrice. Da? Sunt foarte multe soluții, dar nu trebuie să uităm că cel mai mult noi putem să economisim din resursele acestea, izolând bine casa noastră. Da? Dar să o izolăm inteligent și corect, adică trebuie să ne consultăm cu un specialist să găsim anume acea soluție optimală. Încă un moment important este ventilarea, ventilarea cu recuperare. O recomand practic la toți, mai ales la persoanele care au umiditatea mărită, care au mucigai în casă sau oricare alte dificultăți. Da? Aici poate să ne vină ca o soluție și acel colector solar din încălzire, da? El tot poate să reducă. Iar dacă noi izolăm casa pe interior cu câinipă industrială, pe ea nu crește mucigaiul. Și atunci iarăși avem o soluție. Sunt foarte multe soluții, noi trebuie să le combinăm, doar dacă noi le vom combina pe ele, atunci putem să avem un rezultat foarte și foarte plăcut, palpabil și eficient. Am o curiozitate. De exemplu, vreau să mă apuc de casă. Da. Care este primul pas? Bănuiesc că trebuie să apelez la un specialist. De unde îl găsesc? Cum știu eu că e un specialist bun sau nu? Deci, habar n-am, deci sunt zăpăcit, încurcat, nu știu ce să fac. Desigur, primul lucru eu aș ruga ca persoana să se informeze. Să se informeze din diferite surse, da? Să nu se limiteze doar la una din surse. Din păcate, nu toți arhitectorii noștri acceptă acele tehnologii noi sau acele materiale inovative.
având puțin, fiind puțin sceptici sau luând în considerație că nu se regăsesc în normativele, în construcții, de exemplu, da? Aceasta este o problemă și o problemă destul de mare, dar sper că în viitor apropiat ea va fi soluționată. Dacă să mă refer la câinipă industrială, cunosc deja guvernarea noastră este cointeresată pentru ajustarea legislației și asta este un proces logic, din motiv că în țările vecine este deja legalizată. Ea poate fi folosită chiar și la construcții, dar aici este un spectru foarte vast, adică mai ales pentru agricultură. Pentru agricultorii noștri este un efect foarte benefic. În primul motiv, este profitabil din punct de vedere economic, deoarece de pe un hectar de câinipă industrială, un agricultor poate să câștige la 1000 de euro pe an, da? Dacă se o proceseze, se disparte fibra aparte, lemnul aparte, atunci se ridică la 2-3 mii de euro. Da? Dacă se proceseze, sămânța aparte, fibra, se mai facă și ulei din el, atunci estimările sunt la 7 mii de euro de pe un hectar. Nu cunosc altă plantă care poate să ne dea așa rezultat, asta e primul moment, dar eu sunt sigur că dacă va apărea această legislație, foarte mulți vor dori să facă acest lucru. Vreau să avertizez că utilajul de procesare este foarte și foarte scump. Da? Trebuie să fac o analiză, să socoată bine resursele sale și apoi după aceasta să înceapă acest lucru, acest proces. Cam așa stau lucrurile cu aceste materiale. Dar cu casa, informându-ne din diferite surse, noi putem să apelăm la diferiți experți care sunt, da? Să-i ascultăm și pe ei, că sunt soluții. De exemplu, pentru casa noastră din Câinipă, noi am apelat la un expert și un arhitector din Belgia, deoarece nu am găsit în Republica Moldova cineva care să lucreze cu acest material. Practic nu este. Necătând la faptul că în snipurile și normativele, gosturile sovietice, el se numea Arbolit și în Rusia se construiau case din câinipă industrială. Să revenim înapoi la metodele clasice și la specialiști. M-am gândit cândva să izolez casa și am apelat la tine. Și ai mi-ai făcut o evaluare a locuinței și am aflat că, de fapt, casa mea nu are nevoie de termoizolare. Deci, cât de important este, înainte să începem procedurile de eficientizare a locuinței, să apelăm la un specialist și ce poate face el? Cum se întâmplă acest proces? Este foarte important acest lucru. În activitatea mea deseori am întâlnit cazuri când oamenii au termoizolat casa, dar efectul nu l-au atins. Nu au atins acel efect din motiv că nu au izolat corect. Da? Necătând la faptul că au folosit materiale foarte scumpe, foarte promițătoare, da? Dar nu au izolat corect din motiv că nu au, elementar, banal, nu au termoscanat această clădire. Dacă invita un specialist cu o cameră termovizoare, atunci el va ști cu certitudine unde trebuie să izoleze. Posibil are scurgeri la tavan, posibil să fie temelie slabă sau sunt foarte multe aspecte care omul simplu nu-și dă seama sau nu le cunoaște, da? La acest răspuns ne răspunde o cameră termovizoare. Simplu și banal, da? Sunt alte momente când la termoizolarea casei se folosesc materialele acestea scumpe, dar ele nu se vor recupera în timp, din motiv că casa este cu niște pereți foarte groși, pierderi practic nu sunt, el aplică izolarea dată, dar poate încă se ducă la deteriorare. Dacă casa nu respiră, cum să spunem popor, adică nu este acea ventilare, atunci putem să avem exces de umiditate, adică putem evita foarte multe probleme dacă apelăm la un specialist. Cred că și despre geamuri sunt lucruri de spus. Desigur, și geamurile, elementar, toate geamurile au regimul de iarnă și de vară. Ia uitați-vă aici, avem un excentric, da? El acum e pus în poziția neutră, dacă noi o să-l mutăm... Poziția neutră, de unde știm că este? Da, e că aici avem un punctișor, da, el poate să fie diferit, nu știu dacă se vede la cameră, dacă noi luăm o șurubelniță și o întoarcem spre
acest cauciuc, da, atunci noi trecem în poziție de iarnă și el se va închide cu mult mai ermetic decât în cazul de față. Și invers, invers poziția de vară, deoarece vara se dilată acest cauciuc și va fi foarte dificil să deschidem și să închidem ușa. Da? Sunt niște lucruri elementare care putem să le folosim, chiar și acea folie de aluminiu care putem să o folosim în piversul la calorifer, da? Aici ea lipsește, atunci ea ne respinge căldura de la perete și noi o avem în interiorul clădirii, dar nu încălzim peretele. Da? Sunt foarte și foarte multe soluții ieftine și destul de efective, da? Deoarece aici vom câștiga la vreo 3%, aici la vreo 3%, în total factura noastră va fi cu mult mai mică. Îți mulțumim foarte mult, am impresia că le-am trecut cam pe toate. Sper că o să fie de folos oamenilor și să fie ca să apelăm la specialiști și să ne izolăm foarte bine locuințele, să apelăm la tehnologii și să devenim cât mai independenți energetic. Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate care o faceți. Este foarte important ca cetățenii să cunoască aceste posibilități, iar noi în continuare suntem disponibili să vă ajutăm, să vă dăm informația corespunzătoare, chiar să vă ajutăm pentru realizarea proiectelor. Vă mulțumesc foarte mult! O zi bună în continuare! O zi bună!